Bună seara, dragii mei! A revenit cu partea a doua a Zodiacului. Începem, evident, cu Balanță și cu cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță. Puteți să vă asculta și celelalte sfaturile pentru celelalte semne pe care le aveți. Ideea este că în această scurtă etalare vin cu trei cărți în principiu. Acesta vă arată aici, poziția din mijloc vă arată la ce trebuie să renunțați în această perioadă, în stânga la ce vă concentrați în realitate și un sfat de la îngeri în dreapta. Am spus la începutul etalării, primei etalări, da? Încerc să spun și aici, în această parte a doua. Opoziția Lună-Soare este foarte puternică. Lună plină în Pești, Soare în Fecioară. Luna plină, în general, reprezintă un moment în care trebuie să renunțăm. Închidem un ciclu și începem la luna nouă altul. Dar ca să începem, trebuie să renunțăm. Trebuie să facem loc pentru acel început. Trebuie să curățăm. Ca o rană care trebuie dezinfectată înainte de a aplica tratamentul. Așa se întâmplă la lună plină. Și luna aceasta plină în Pești, care în mare reprezintă iluzii, reprezintă adicții, reprezintă foarte multe, dar și sunt și părți pozitive. Dar noi ne concentrăm la acele lucruri care ne-au stat în cale. Relații toxice, legături de lungă durată care ne-au îndepărtat de scopul nostru în viață. Adicții, am zis, dependențe, chestii toxice, tot ce nu ne priește. În opoziție avem și Neptun conjunct cu luna plină. Poate unii dintre noi, dintre voi, avem tendința să visăm, mai ales dacă avem și planeta acolo sau dacă avem quadratură, ca Gemenii și Săgetătorii. Ideea este că orice zodie am fi, poate uneori avem, mai ales în această perioadă, tendința să visăm mai mult. Și atunci ne facem afirmațiile de eliberare, în primul rând, de ceea ce ne-a stat în cale până acum. Și ne concentrăm cu soarele în Fecioară pe realitate, dar o anume realitate. Că de multe ori și realitatea poate să fie iluzorie și din acest motiv vin cu aceste cărți. La un moment dat putem confunda realitatea cu iluzia. Sfatul tarotului pentru această perioadă este să renunțați ori la un semn de aer, deși puteți fi foi foarte bine, sau un alt semn, Gemeni, Balanță sau Vărsător, sau la un semn de foc, Berbec, Leu sau Săgetător. Cărțile cam așa au vrut să vină. Eu cred că aici sunteți voi, bolnavi, supărați, triști, din cauza unui semn de foc sau cineva care s-a purtat ca un semn de foc. Interesant este că acest cavaler de bâte adesea este o persoană aventuroasă, vine și pleacă, vine și pleacă, se bucură de aventuri, de distracții, da? Dar nu stă. În cazul în care voi, doritori de echilibru și de stabilitate, n-ați reușit să creați o legătură stabilă, văd și doi de monede, v-a dezechilibrat această relație, v-a dezechilibrat, va crea blocaje mentale, a fost la un moment dat una din persoane s-a dus cu o a treia, văd un 3 de cupe, văd și un diavol, cineva în relație cu voi, că sunteți voi, că sunt ei, voi știți mai bine, dar eu cred că sunt ei, s-a dus cu a treia persoană, cel puțin o dată, dacă nu de mai multe ori. Și voi trebuie să renunțați la aceste griji, la aceste dureri. Eventual să puneți capăt relației. Dacă nu puteți să puneți capăt relației, încercați să iertați, că această lună plină în Pești ne ajută foarte mult, pentru că peștii sunt foarte iertători. Dar fiți atenți! Uneori prea multă iertare nu-i bună, pentru că persoana în sine nu se mai corectează. Și din acest motiv am zis că trebuie să renunțați definitiv la această persoană care v-a creat, nu durere de cap, v-a pus la pat, măcar într-un mod figurat, v-a stors de energie, v-a vampirizat, da, cu alte cuvinte. Renunțați la această persoană sau, dacă n-ați fost împreună, v-ați făcut griji cum să fiți, da, renunțați la aceste griji. Poate unii dintre voi ați fost și bolnavi Dacă știți să vă faceți afirmațiile, renunțați la această boală și sfatul este să vă concentrați, nu știu de ce, voi știți mai bine de ce, pe animale. În realitate, poate legătura dintre voi, dintre noi, oamenii și animalele, care pot fi în jurul nostru și ne pot ține companie, s-ar putea să fie mult mai profundă și această relație să ne ajute să înțelegem aspecte spirituale divine din viața noastră pe care poate nu le putem înțelege în relație cu oamenii. Înțelegeți ce vreau să spun? Interesant este că această carte mi-aduce aminte de cartea din Tarot, Puterea, în care stă o femeie care îmbrățișează sau stă lângă un leu. Mi-aduce foarte bine, puternic. Puternică e această imagine. Poate aveți pe cineva în semnul leului sau aveți voi planete în semnul leului și asta vă face puternici, că de fapt aceasta înseamnă Cartea Puterii. Dar în aceste de cărți, Scopul în viață, cartea aceasta ne amintește de comunicarea cu animalele. Probabil că unii dintre voi, stând prea mult în aceste gânduri și griji pentru ce? Pentru cavalerul de bâte, bărbat, femeie, ce-o fi, nu contează, persoană aventuroasă, șarmantă, dar aventuroasă, cam instabilă. Comunicând cu animalele, vă exersați intuiția, începeți să aveți încredere în ghidajul interior. E foarte important. Eu știu că am animăluțe acasă, am și cu mine o am pe cățelușa mea, chiar și în acest loc. Dar știu cum este. În momentul în care un animăluț se uită în ochii tăi, fără să poată să zică nimic în limba ta, doar intuiția te ghidează să înțelegi ce vrea să spună. Vrea afară, vrea de mâncare, vrea la plimbare, vrea să stea să doarmă, o doare ceva, are nevoie de tratament. Da? Exersați-vă intuiția prin această relație cu animale. Poate unii dintre voi sunteți chemați, în cazul în care vă despărțiți, să vă luați un animal de companie, să nu vă simțiți singuri, prea singuri, după această relație. Da, un cățel. Evident, leopard e mai greu, deși ar fi interesant. Un cățel, o pisicuță, pești. Pești, și spun asta pentru că în acest sfat de la înger aveți imaginea unor peștișori. Poate ar trebui să vă luați un acvariu, că e relaxant să vă uitați la peștișori. Sfatul îngerilor este să, am vorbit cam mult aici, sau a fost și introducerea, să încetiniți. Poate unii dintre voi munciți prea mult. Sau să încetiniți în această relație, care am explicat mai devreme ce durere de cap v-a creat. Ideea este să încetiniți, să luați o pauză și să lăsați lucrurile să se desfacă așa cum vrea divinitatea, în conformitate cu planul divin, universal. Aveți un 9 septembrie, da? Măcar în septembrie încetiniți. Aveți două flăcări în depărtare, poate dacă vă depărtați de această situație și vă conectați la animăluțe și vă exersați intuiția, începeți să și încetiniți un pic din ritmul vostru în care lucrați, în care trăiți, poate începeți să aveți vise, să vă conectați la flacăra voastră geamănă, unii dintre voi. S-ar putea să fie în preajmă, să nu poată să vină din cauza că voi sunteți blocați în aceste energii. Interesant este, am vorbit de putere și aici aveți oarecum confirmată. Uitați-vă la puterea voastră interioară. Sunteți mai puternici decât credeți. Aveți răbdare. Că această flacără geamănă, această persoană care doar așteaptă să intre în viața voastră, va avea nevoie și de voi fizic, așa de conectați sunteți în 5D, deja comunicați telepatic cu ei, poate că ei vă ajută să treceți peste aceste situații, dar la un moment dat, cât de curând, va fi nevoie și de o atingere fizică, adică să vă întâlniți, să stați de vorbă față în față, să vă țineți de mână, măcar atât. Și dacă nu renunțați la aceste energii, la acest aventurier, aventurieră sau aceste probleme, întârziați. Un lucru frumos. Interesant. 11. Următoarea zodie. Scorpionii, fac pauză ca să amestec cărțile, să nu treacă timpul ascultând cum fâșie, sunt 3 seturi de cărți, cum fâșie cărțile în timp ce le amestec. Sfatul este, am spus la început despre ce e vorba, cum e treaba cu luna plină, cu soarele, ascultați la început eventual. Sfatul este să renunțați la responsabilități. Poate pentru unii dintre voi să fie un semn de foc sau orice alt semn care v-a epuizat. Sau, dacă nu v-a epuiza pe voi, în prezența lor vă simțiți epuizați pentru că ei sunt obosiți, extenuați și vă suc de energie. Există varianta asta pentru cineva că nu degeaba o fi spus-o. Dar revin. Posibil aveți de-a face cu o persoană care are multe responsabilități și vă stresează. Poate este pentru unii dintre voi o căsnicie care a devenit o piatră de moară pentru unii dintre voi, în care voi trageți căsnicie, relație, situații la locul de muncă, orice. O situație în care trageți de voi, să vă faceți datoria, să vă îndepliniți responsabilități, dar nu sunteți foarte fericiți acolo. Renunțați. 10 de bâte în general înseamnă renunțare. E un moment acel de culme în care un om aproape nu mai poate să suporte. Liniște! Șt! Stai cu mine! Că sunteți voi, că e o situație la locul de muncă, că e altcineva, repet, care vă stresează cu responsabilitățile lor, vă povestesc doar de responsabilități, de epuizări, de o energie negativă. Lăsați, uitați, iertați, ori iertați-vă pe voi, ori iertați situația. Scorpionilor le este cam greu să ierte, dar sunteți chemați să iertați. Aveți aici la capătul setului de cărți, iar 9 de bâte. De-abia mai stați în picioare unii dintre voi, dar trebuie să mergeți mai departe, să luați faietonul, să luați mașina, să vă luați experiențele bune și rele și să mergeți înainte, către ce? Către stea, către destinul vostru. Da? Doar trebuie să lăsați aceste griji, responsabilități. Sfatul este, în realitate, da? Acesta este doar o iluzie că merge bine, nu merge deloc bine. Dar deloc. Abia merge. Camelcul merge din cauza problemelor. Realitatea este că aveți nevoie de consiliere, dragii mei. Fără supărare. Mergeți la un psiholog. Mergeți să căutați un sfat de la cineva care are care vă înțelege. O persoană empatică, dar fără să le sugeți energia. Aveți nevoie să comunicați. Și printre toate tipurile de comunicare și consiliere, aveți nevoie de consiliere cu îngerii voștri. Să stați de vorbă cu îngerii voștri, cu sufletul vostru. Atâtea griji, atâtea responsabilități, atâta realitate v-ați îndepărtat de sufletul vostru unii dintre voi. Sufletul vostru strigă. Are nevoie de atenție. Sunteți puternici, dar știm. Dar uneori în detrimentul altor aspecte ale voastre. Și acesta este sufletul. Și mergând la consiliere sau consiliind, eu cred că voi aveți nevoie de consiliere. Aveți nevoie să ascultați pe cineva care vă vindecă cu sfaturile lor sau vă dă sfaturi sau vă ascultă și conversând cu ei, vocea lor, sunetul vocii vă vindecă. Sunt așa calmi, pacifiști, liniștiți, în opoziție cu această persoană sau această situație, evident. Interesant că aveți lumină și dragoste. Aveți nevoie de lumină și de dragoste. Dar cum puteți să o vedeți sau să înțelegeți aceste aspecte dacă nu stați de vorbă cu sufletul vostru, cu îngerii? Repet, pentru unii cu un psiholog. Îngerii vă mai atrag atenția că trebuie să apreciați acest moment. Da? Foarte frumoasă. Fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. 33 e număr maestru. Văd aici și iar 11 pentru unii dintre voi. Da. Ah, priviți la puterea voastră interioară. Iar e o chestiune care ține, toate trei cărțile arată că sunteți chemați. Uitați-vă, da? Fiecare personaj se uită, ba la un glob, ba la o scoică, ba la o zâniță, da? Sunteți voi aici chemați să vă analizați. Da, sunteți puternici. Poate nu vreți să arătați că totuși vă este teamă să renunțați la această situație, da? Dar renunțați la ea. Este o iluzie. Da? Responsabilitățile față de oricine, orice care vă epuizează sunt iluzii. Adevărul este că avem suflet, că avem suflete, că sunt îngeri în preajma noastră, că sunt oameni care abia așteaptă să ne ajute. Bucurați-vă de acest moment, bucurați-vă de acest moment cu consilierul, consiliera voastră, cu îngerașul vostru, cu sufletul vostru. Bucurați-vă de acest orice moment, da, în care aveți simțiți lumina și dragostea. Iar aveți timp, un timp de a hotărâ să mergeți mai departe. Dar renunțați la aceste imense griji, la această căsnicie, relație ce-o fi. Următoarea zodie. Săgetători. Am spus la începutul etalării despre ce e vorba. Opoziția Lună-Soare, Neptun-Soare. Această carte vă arată la ce trebuie să renunțați în această seară și în serile care vin, pentru că veți manifesta la prima lună nouă noi etape în viața voastră care se vor simți cel puțin jumătate de an. Roata norocului invers. Roata norocului reprezintă Jupiter. Înseamnă întâlniri karmice, de destin. Înseamnă niște schimbări de situație care sunt benefice. Poate să fie și un spor de bani. Noroc invers, evident, reprezintă ghinion. Poate trebuie să renunțați undeva, să vă faceți afirmațiile și să renunțați la o perioadă de 10, da? Un ciclu de ghinioane, de situații karmice negative. Să zicem că ar fi și karmă pozitivă, aia de obicei este dharma. Da? Dharma aduce Jupiter, dar Jupiter merge direct în poziție normală. Cred că unii dintre voi ați avut întâlniri karmice extrem de negative sau până acum ați trecut prin aceste cicluri peste cicluri peste cicluri. Ei, puneți capăt acestor cicluri. Este Jupiter. Poate să fie ceva legat de Jupiterul vostru. Poate Jupiter mers în staționare sau mers indirect. Rămâne de văzut. Oricum, la capătul acestui set de cărți aveți... sper să mă țină bateria. Aveți argumente, aveți luna invers, care pentru mine luna invers îmi spune că ați aflat niște secrete, dar jumătăți de secrete, că sunt și minciunelele. Poate sunt niște chestiuni legate de maternitate, luna înseamnă și maternitate, da? Pentru unii dintre voi. Dar, evident, roata norocului invers este o roată care va aduce ghinioane peste ghinioane peste ghinioane. Cred că unii dintre voi trebuie să începeți, v-ați îndepărtat de scopul vostru în viață. Voi trebuie să călătoriți, imediat vă arăt. Trebuie să vă reapropiați de scopul vostru în viață. Unii sunteți sfătuiți să scrieți și uitați ce aveți aici. Călătorie. Sunteți chemați să călătoriți. Voi fiind jupiterieni, primii jupiterieni, aveți un cal, niște săgeți în glifă. Trebuie să fiți tot timpul în mișcare. Nu puteți să stați într-un loc prea mult. Poate ar fi bine să vă căutați un job care vă ajută să călătoriți. Sau dacă nu, călătoriți un pic, de curând, într-o direcție și scrieți. Aveți sfatul acesta. Scrieți. Transpuneți pe hârtie, eventual experiențele prin care ați trecut, acele ghinioane, da? Roata norocului invers, și vă eliberați. Eventual, da? Mulțumesc, spirite, faceți acele afirmații în scris de eliberare. Unii dintre voi știți cum, da? Dar trecând peste asta, cred că scrierea vă vindecă, vă inspiră și vă ajută să învățați mai bine. Evident că atunci când scriem de mai multe ori un lucru, îl învățăm. Scrieți ce vreți să manifestați prin această schimbare, prin această eliberare de ghinioane, că dacă nu scrieți, nu vine nici manifestarea. Trebuie să spuneți ce vreți. Cum vedeți norocul? Ca să puteți să ieșiți, ca să vă puteți elibera. Poate unii dintre voi ați și pierdut bani. Într-o direcție, niște argumente, repet, niște chestii care țin de maternitate, niște minciunele, eu știu. Ați încercat să luați de la zero într-o direcție și n-a mers. În fine, sfatul îngerilor este să acționați de ca și când partenerul este aici. Evident, partenerul ideal, în cazul în care nu este în preajma voastră și, ce mai aveți, demonstrați dragoste. Este un cuvânt, sunt cuvinte puternice. Aflați ce este important pentru cei pe care îi iubiți și acționați în sensul acesta. Dar, înainte de toate, trebuie să învățați să acționați de ca și când partenerul, eventual norocul, eventual abundența, este cu voi. Și am vrut să spun ceva mai devreme, am uitat, acum mi-am adus aminte. Roata norocului invers, că aceasta reprezintă Jupiter, știu, e un aspect al lui Jupiter, dar tot ce ține de Jupiter, eu acum mi-aduc aminte că înseamnă, printre altele, și credință. Credință că roata se va mișca în sens bun, într-o direcție pozitivă, da? Trebuie să, probabil că n-ați avut credința aceasta, dragii mei. Nu că mie nu o să mi se schimbe viața, nu că eu nu o să, nu că eu nu știu ce, nu că eu nu o să fac. Probabil unii ați gândit în sensul acesta și ați blocat norocul. Ei, renunțați la această gândire, că Jupiter înseamnă și gândire, are în opoziție Mercur, da? Mercur avem și aici, da? Writing și travel, Jupiter. Probabil unii dintre voi ați stat într-un loc prea mult și din cauza aceasta, dragii mei, v-ați blocat norocul, pentru că voi vă atrageți norocul călătorind. Și accentuez ca să înțelegeți. O parte din scopul vieții voastre este să călătoriți. Bine, nu toată ziua. Nu trebuie să fiți musai peregrin sau eu știu ce comis voiajor, dar periodic trebuie să călătoriți. Și nu zic musai de acasă până la magazinul de alimentară, da? Trebuie să călătoriți, cel puțin în afara orașului, să vă descoperiți experiențe prin care să creșteți, să înțelegeți oamenii, culturile, da? Și apoi să scrieți. Și în felul acesta acționați de ca și când partenerul este aici. Chiar dacă sunteți singuri, călătoriți de ca și când sunteți cu ei. Chiar dacă, da, din acest motiv, probabil roata norocului apare invers. V-ați blocat și apariția acestui partener ideal în viața voastră, din lipsă de credință, unii dintre voi. Așa simt că așa zic. Următoarea zodie. Capricorni. Am spus la începutul etalării despre ce e vorba, acum vă transmit mesajul. Am spus că la această lună plină trebuie să renunțați la ceva și să vă concentrați pe altceva. Tarotul, sau cel puțin această etalare, primiți acest sfat, că trebuie să renunțați la 7 de monede, la așteptare. Cred că unii dintre voi, da, poate aveți un alt semn de pământ în preajma voastră, cu care relaționați de cel puțin 7 ani de zile. Poate că trebuie să 7 sau 14 sau cât o fi, un ciclu saturnian, ăsta e Saturn, da? Renunțați la această persoană pentru că vă amânați prea mult o creștere. 7 de monede reprezintă de fapt așteptarea unor rezultate, unor fructe. Nu le mai așteptați. Că vin, că nu vin, voi trebuie să mergeți mai departe. Poate unii dintre voi ați așteptat prea mult, să vă și arăt, într-o relație să manifestați acest început, da, valetul de bâte, acest început de proiect sau de relație, da, pasional, cu cineva, că e semn de foc, că e apă, da, lună, rac, pești, scorpion, da, dar o persoană foarte, foarte luminoasă, foarte strălucitoare. Iar cavaler de cupe. Eu cred că ați amânat voi, ați investit, v-ați gândit la bani, ați stat în grădina voastră în loc să, ce? Sfatul de, cum să vă manifestați în realitate este să luați o decizie. Să faceți această, să luați această decizie ascultându-vă inima și dorințele adevărate ale inimii, da? Nu ale societății, nu ale lucrurilor cu care v-ați obișnuit, nu acelea sunt lucrurile pe care vi le doriți. S-ar putea să fie altele, dar trebuie să vă ascultați inima și să decideți, da? La capătul acestui set de cărți aveți ce? Ecologistul, așa îmi place mie să traduc cartea, și animale. Cred că unii dintre voi trebuie să stați mai mult în natură, să protejați natura, animalele și făcând acest lucru reușiți să vă împământeniți, nu așteptând, nu aceasta este cartea care vă împământenește. Probabil ați investit foarte mult într-o situație, unii ați amânat această decizie 7 săptămâni, 7 luni, poate chiar și 7 ani, să schimbați ceva. Că de fapt după 7 vine 8, transformarea. Ați amânat transformarea voastră, profesională, financiară, sentimentală, da? Că avem și cupe, avem și pasiune, avem și soare. Trezirea voastră spirituală, a unora, evident, nu a tuturor, a unora. Sfatul îngerilor este să primiți tot dragostea cu apreciere. Probabil că vi s-a oferit dragoste, atenție din partea cuiva și voi ați stat în această energie stagnantă. 7 de monede, e destul de stagnantă. Pentru că v-a fost teamă de transformare, de 8. Eventual de a vă implica total 8 de monede într-o relație, într-o profesie, într-o direcție. Vă dau mai multe variante să vă alegeți. Nu să spuneți că nu, că nu e aia, că e la... V-am dat mai multe, vă alegeți. Da? Poate cineva are 34 de ani, nu știu. Ideea este că trebuie să învățați, cred că ați avut și niște complexe unii dintre voi, să învățați să vă iubiți. Iubește-te, da? Și poate din acest motiv ați amânat implicarea. Poate unii dintre voi nici nu ați petrecut timp de calitate cu anumite persoane care vă sunt dragi, din niște motive profesionale, financiare sau pentru că aveți niște complexe. Dar iată ce frumos, am vorbit de 8, este aici 8, da? Transformare. Iubește ceea ce ești. Cine ești? Ești o fărâmă de divinitate, ești o persoană drăgălașă. Ești și meriți tot ce e mai frumos și mai minunat în viață. Dar asta s-ar putea să o cunoașteți, dar în relație cu natura, cu animalele și poate acolo să vă scurgeți de energiile acestea stagnante și să luați decizia care trebuie. Următoarea zodie. Continui cu vărsătorii. Am amestecat cărțile și ce aveți. Pentru unii dintre voi, dragii mei vărsători, cu soare, lună, Venus, ce aveți voi aici? Sunteți sfătuiți să renunțați. Aceasta este cartea care vă explică la ce trebuie să renunțați. La ce? La un împărat. Cineva născut în aprilie, dar nu e obligatoriu. Poate să fie berbec, poate să fie taur, că așa se zice despre împărați, poate să fie orice zodie. Este o persoană care domină. Poate a încercat cineva să vă domină. O persoană care a încercat să vă controleze viața financiar, sentimental, emoțional, profesional. Poate să fie un șef la locul de muncă, poate să fie soțul, chiar și soția, poate să fie și o femeie, dar care se poartă ca un împărat, ca un bărbat. Da? Sunt multe femei care se poartă ca bărbații. Foarte autoritare. Obsedate de control. Care nu-și arată emoțiile, că în general împăratul nu-și arată emoțiile. Renunțați la această persoană. Dacă cumva ați învățat de la cineva din preajmă să vă purtați așa, renunțați voi la acest comportament. Dar eu cred că e vorba de o persoană. Pentru că aveți aici un valet de cupe. Și aici sunteți voi. Da? Sunteți voi, regina de spade. Cu abundență. Pe care tot așa ați amânat-o, dar din cauza cui? Din cauza acestui personaj, da? Și valetul de cupe spune că cineva trebuie să vină cu un mesaj de scuze. Poate pentru unii să fie și un semn de apă, dar nu este obligatoriu. Este un mesaj de scuze, de împăcare, în cazul în care ați amânat o relație din cauza acestei situații, acestui individ. E o iluzie acest individ. Nu este atât de impunător, atât de important pe cât se crede, atât de impunător pe cât încearcă să pară, atât de deștept, de profesionist. Nu, este o iluzie și vă iluzionează și pe voi. Realitatea este alta. Că există un artist, o artistă, că aveți și valetul de cupe și la capătul acestui set de cărți aveți și expresivitate, creativitate, unii dintre voi. Interesant că și asta a apărut-o la Berbec. Unii dintre voi sunteți chemați să vă întoarceți atenția, concentrarea pe un artist, o artistă. Prieteni, evident, prieteni, amici, în fine, din preajma voastră, care eventual are nevoie de susținere, dacă nu financiară, măcar emoțională din partea voastră. Dar, trecând peste acest aspect, sunteți chemați să vă angajați voi în activități artistice care sunt benefice carierei voastre și, de fapt, oricărui domeniu al vieții voastre. Să vă explorați creativitatea, să vă exprimați creativ. Mergeți la expoziții, mergeți la concerte, mergeți la teatru, pentru că acolo veți avea parte de alte energii care vă vor hrăni creativitatea, vor hrăni artistul din voi în cazul în care nu sunteți și sunteți chemați să explorați acest aspect. Poate un copil, iar valetul de cupe are nevoie de acest lucru. Interesant cum seamănă cu Zodia Berbecului. Seamănă, pentru că și ea a avut artistul. Sfatul îngerilor este atingere fizică. Poate ați întârziat această atingere fizică din cauza acestui împărat, din cauza acestei persoane care vă controlează. Ar putea să fie o figură paternă, oricum, mai mult ca sigur că e un bărbat. Dar